Cât mai ai de gând să tremuri ca varga? Cât mai ai de gând să lași frica asta să-ți controleze viața? Cât mai ai de gând să stai acolo privindu-te pe tine în adevărata ta natură ca un om plin de curaj, dar care nu vrea să acționeze? Stă ascuns în desișurile astea de, de incertitudine. Știi foarte bine că totul depinde de o decizie. De o decizie pe care o iei chiar acum. Salut! Sunt Ștefan Ruxanda, bine ai venit pe Strada Speranței. Uite, eu am copilărit în anii 90. O, o perioadă în care incertitudinea era la, la ordinea zilei. Adică ai mei se zbăteau în fiecare zi să pună o pâine pe masă, să aibă siguranța zilei de mâine. Noi să înțelegem ce se întâmplă de jur împrejurul nostru. Toate valorile se dădeau peste cap. Habar nu aveam de nimic. Și bineînțeles că lecția era moștenită din generație în generație. Adică fi cu minte, așa play safe, nu deranja, stai cu minte în banca ta, vezi să ai grijă ce spui ca să nu deranjezi pe cutare sau pe cutare sau pe cutare. Vezi doamna profesoară, domn profesor. Domnule, dar nu prea au dreptate ce sunt oamenii ăștia în ceea ce spun. Nu, 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 te rog frumos, nu spune nimic taci din gură și stai cu minte în rândul și în banca ta. A, chestia asta a fost an de zile, an de zile până când bineînțeles că mi-a intrat în ADN. Asta până în 2020. Știi că în 2020 ne-au spus ăștia prin luna martie gata, toată lumea stă acasă, nu mai faceți nimic. Noi aveam o grămadă de spectacole programate, vreo 12 dacă mi-aduc aminte bine, cu reclamele gata, plătite, totul era, era pus pe roate, eram într-o perioadă în care aveam motoarele turate la maximum cu spectacole, mergeam prin toată țara, era, era o perioadă nemaipomenită, foarte bună, foarte benefică pentru noi. Dar în luna martie ne-au spus nu se mai poate juca nimic, spectacolele se, se întrerup, nu aveți acces în serile de spectacol, nici măcar pentru repetiții, stați închiși în casă. <laughs> cum să stai închis în casă după, când, după ce că ani de zile ai fost pe drumuri, pe drumuri în sensul în turne, în spectacole și ai trăit lucruri extraordinar de frumoase cum să stai închis în casă când știam că oamenii aveau nevoie tocmai să ne vadă, aveau nevoie tocmai să stăm împreună și să trăiască niște emoții frumoase și, și pozitive și, și în toată paleta asta de culori frumoase e bine, n-am putut să stau în casă și <laughs> am zis habar n-am ce se întâmplă, nu știu ce, ce o să facă guvernul, autoritățile, habar n-am cine conduce toate chestia asta, toată șarada asta, așa că mi-am luat un job. Aveam un prieten, îl am și acum, care are o, o, o firmă, o firmă, mă rog, vinde produse alimentare, are o companie, un magazin. Și exact în perioada aia, bineînțeles, că dacă ți aduce aminte, au fost comenziile alea gigantice la făină, toată lumea cumpăra făină, alimente, se pregătea de parcă venea marele război. Războiul a venit, cumpărăturile s-au făcut, iar prietenul meu al meu nu făcea față comenzilor de pe online. El nu nu era pregătit pentru așa ceva. Avea un site, putea să faci comenzi, dar în câteva zile i s-a colapsat tot sistemul. În fine, l-a pus pe roate și avea nevoie de cineva care să livreze pachetele. Și a zis, Bă, nu pot să stau acasă, deci te rog, ia-mă, sunt al tău, mă duc unde vrei tu. <laughs> și a fost cea mai tare experiență pe care am trăit-o în ultimii ani. Pentru că, în primul rând, am văzut Bucureștiul absolut pustiu, era ceva sinistru, ziceai că dăduse cineva o bombă atomică, doamne ferește, zice, era îngrozitor. Toate bulevardele astea pe care eu le cunoșteam ca fiind foarte aglomerate, că acum sunt super aglomerate, erau goale, 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 nu erau oameni pe stradă, aici, colo, cât un taximetrist, foarte mulți curieri de așa pe, biciclete, Glovo, taz, nu știu dacă exista pe vremea respectivă, în fine. Și toată lumea băgată în case. Deci partea să spunem fan, distractivă era că mergeam prin tot orașul cu mașina și era gol și făceam 20 de minute în, o, în orice direcție aș fi luat o. Partea mai puțin distractivă era când mă întâlneam cu oamenii și trebuia să le las pachetele alea și mi aduc aminte că a fost un caz un tip care stătea într o vilă gigantică, cu garduri de 3 metri jumate, cu niște mașini super scumpe la intrare și când i-am spus: "Am venit să vă aduc pachetul. Sunt de la firma Cutare." Și ăsta te după gard, nici măcar n-a deschis poarta, nu nimic, de după gard se lasă-l acolo, lasă-l acolo, pune pachetul pe mașină, pleacă, hai, pleacă. Zic, domnule, eu v-aș lăsa pachetul, dar e o problemă că mai trebuie să mai plătiți niște bani. Ați plătit pe card o sumă, ați mai făcut o comandă, ați a spus că plătiți cash, deci trebuie să mai dați niște bani. Ah, la naiba, trebuie să-ți mai dau bani. a început să se certe cu nevastă asta, deci a fost o scenă incredibilă. Nu venea să cred, zice că sunt ciumat, că vin cu ciuma bubonică după mine, mai știu, cu holeră sau mai știu ce. În fine, mi-a aruncat banii peste gard și zic, domne, mi-ați dat prea mult! Nu, nu, ia-i, ia, -i, ia -i, pleacă! Zic, domne, stai, domne, să vă dau banii înapoi că mi-ați dat mult prea mult! Nu, nu, pleacă, pleacă, lasă, ia bani pleacă de aici, nu vreau să vă banitești, mă <laughs> frate! A fost incredibil, nu? am rămas șocat. O, 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 o altă, un alt caz, mă rog, o altă situație a fost când o fată Cred că stătea pe lângă o bor, o fată așa de tânără, de, de, de normală altfel. A comandat niște dezinfectant, că magazinul ăsta vindea și dezinfectant. Niciodată nu a vândut o sticlă sau un fâșfâș de la dezinfectant până în perioada aia când efectiv s-au epuizat toate stocurile. Și fata asta a venit, a, 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 mă rog, a ieșit din lift, a ieșit din scară. I-am întins pachetul, bineînțeles că avea un alt dezinfectant cu care a dezinfectat pachetul meu, mi-a dat banii și înainte să mi dea, mi-a dezinfectat, ca să văd eu că mi-a dezinfectat. Eram, nu, nu Chiar nu e nevoie, lasă-i așa, eu sunt absolut în regulă. Și s-a întâmplat că a scăpat pachetul pe care eu tot mai el dădusem. L-a scăpat pe, pe jos, pe cimentul uh, scării de bloc. Și acolo încă nu dezinfectase nimeni, chiar dacă în alte scări mirosea clor de leșinai, acolo încă nu dezinfectase nimeni. Și a început efectiv să plângă pentru că pachetul pe care eu îl dădusem s-a infectat probabil cu acest microb, pardon, acest virus extraordinar care i-a băgat pe oameni în panică maximă. Deci am reușit să văd în perioada aia. a fost o lecție nemaipomenită, pentru că am văzut frica la un nivel la care puteai să pui mâna pe ea, era absolut la nivel materialic o simțeai, numai, nu era o emoție, pur și simplu. Era ca un zid de energie că, de, care venea dinspre oameni sau care efectiv te cuprindea câteodată. Și mi-am dat seama că dacă nu fac ceva, o să-mi pierd mințile, pentru că lumea chiar era razna. Și am făcut ceva. În, când mergeam cu mașina, ca să uit de tot peisajul ăsta apocaliptic, ca să îmi resetez puțin mintea și emoțiile după fiecare întâlnire de genul ăsta, pentru că au mai fost mai multe, ascultam în continuu podcasturi podcasturi de asta de dezvoltare personală, podcasturi prin care să pot să îmi rechilibrez puțin valorile, emoțiile și așa mai departe. Și am dat peste un pattern în toate podcasturile -uri, podcast astea, un pattern care spunea în felul următor. Atunci când ți-e frică, renunță la tine și ai grijă de altul. Când ți-e frică, nu te mai gândi la tine și încearcă să-l să, să, să ajuți pe altul, să-l servești pe altul, pe celălalt, familia, prietenii, colegii și așa mai departe. Și am zis, hai să vedem dacă funcționează chestia asta. Și mi-aduc aminte că îmi pusesem un soi de target în fiecare zi cel puțin 5 telefoane. Cel puțin 5 telefoane, cel puțin 5 mesaje prin care să vorbesc cu cineva, o discuție lungă de cel puțin 5-6-10 minute, dacă se poate, să vorbesc cu cineva dintre apropiați, prieteni, familie și așa mai departe, și să îi remotivez, să-i încărc cu energie, să le spun, domnule, nu se întâmplă nimic, stai liniștit, nu-ți bate capul, este doar o chestie, o să treacă. Toate au trecut până la urmă în, în, în lumea asta. Nu, chiar nu e niciun motiv să te sperii. Ești acasă sau ești undeva la țară sau habar n-am pe unde ești, investește cumva, investește-ți atenția lucrurile care îți fac plăcere, care fă mișcare, fă mișcare cât poți, fă mișcare, mai ales cu cei apropiați care știam că aveau, știi, doar anumite vârstă. A fost o perioadă când cei în vârstă nu aveau voie să iasă din casă. Deci au fost ceva îngrozitor. Și tocmai ei aveau nevoie să iasă afară din casă, pentru că aveau nevoie să facă mișcare, să socializeze. Să de, nu mai discutăm. Ideea este că după vreo 3 sau 4 telefoane am început să capot o forță nemaipomenită, care pe care eu nu mai simțise niciodată până atunci care de fapt am zis, doamne, asta nu e a mea, nu, ceea ce trăiesc eu nu e al, e o energie care nu e a mea, vine din altă parte, de la Dumnezeu de la îngeri, de hab habar n -am. Și mi-am dat seama că atunci când renunți la tine și îl servești pe altul, ești foarte tare. Nu că ești tu, pentru că te întărește Dumnezeu. Ești un soi de vector prin care se transmite o, o cum să spun, o, o chiar o forță, o, o, energie, o misiune, orice vrei tu, un sens. Un, 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 înțeles al lucrurilor mult mai profund. Pentru că nu mai contestul, contează celălalt. Și asta este nemaipomenit. E nemaipomenit când, de fapt, orice lucru pe care îl faci, chiar existența asta, care aparent este banală, știi că mă duc să duc un pachet sau mă duc să duc copilul la grădiniță sau mă duc la magazin să cumpăr o pâine și așa mai departe. Atunci când te gândești numai la tine și când focusul este mai în interior, se prăbușește toată clădirea. Pu puțin câte puțin. Așa, fisură cu fir de praf, cu fir de praf. Dar atunci când ieși din tine și dăruiești toată atenția, acțiunile, tot ceea ce faci tu către celălalt, <gântări> ce să mai zic, te întărește, te, te, te devii un soi de, de o super forță, un super erou. Așa că uite care e chestia. Știu că acum trăim o, un alt episod de ăsta ciudat, în care informațiile se bat cap în cap și toate cele. Uite, ia-ți atenția și refocalizează-o pe altceva, refocalizează-o pe, pe ceva creativ, refocalizează-o să-i ajuți pe ceilalți. schimbați, ți uite, încă o idee, frica se vindecă sau se, 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 se întoarce atunci când o privești fix în față și o înlocuiești cu o foame. O foame, bineînțeles, nu neapărat a stomacului, ci o foame a minții. Și asta înseamnă să-ți refocalizezi atenția, să-ți să, să, să acea foame către creștere, către dezvoltare, către a-l ajuta pe celălalt, către a învăța ceva nou, către a te dezvolta într-o anumită zonă, poate spirituală, mentală, economică, Doamne, ajută, de ce nu? Foarte bine. Așa că încearcă treaba asta, uite, încearcă pentru câteva zile, încearcă să nu te mai gândești la tine și să te gândești la celălalt. Distrează l fără să se simtă bine, ascultă-l sau ascultă-o, poate, eu știu, trece printr-o printr greutate și are nevoie de o mână de ajutor, are nevoie de un număr pe care să-și sprijine fruntea. Pune-te tu acolo ca ajutor pentru persoana aia și să vezi că lucrurile ți se rezolvă ție, ca pe -ți o forță și o înțelegere nemaipomenită. Și mai ales, fi recunoscător sau fi recunoscătoare pentru tot ce ți se întâmplă. Chiar și chestia asta grea prin care poate că trece momentul ăsta. Fi recunoscător pentru că este o lecție. E o lecție nemaipomenită pe care altfel nu ai putea să o primești. Așa că orice încercare este sau orice greutate din drumul tău este pus acolo ca să te întărească. Te duci la sală sau faci mișcare sau ai văzut pe oia care trag de fiare în ultimul hal și se, se, se întăresc și le cresc mușchii ca nu știu ce? Păi da, le cresc pentru că fac un efort împotriva unei greutăți. Împing o greutate. Unii ca să fie sănătoși, alții ca să arate bine. Nu e nimic rău în asta, bineînțeles. Dar este o luptă cu o greutate. Deci dacă ți-a avem o greutate în față, luptă cu ea pentru că asta te va întări. Ai nevoie de mai mult ajutor, sunt foarte bucuros și onorat să lucrăm împreună, da? ai nevoie de mai mult ajutor să, să treci prin schimbarea asta pe care, eu știu, ți-ai ales-o, vrei să faci schimbarea asta în viața ta sau a venit o schimbare în viața ta și nu poți să, nu poți să eu știu, să, o, să, să, treci peste asta, să te înțelegi cu noua, 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 situație, sunt foarte bucuros și abia aștept să lucrăm împreună. Uite, Ștefan Arond Ruxanda cu d la sfârșit, .ro, sau detalii în, 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 în descrierea acestui video. Și până data viitoare, te rog, apasă follow, apasă share, share materialul ăsta cu cineva, poate că este iese de folos. Abonează-te la podcastul Strada Speranței pe Spotify, Apple sau Google Podcasts, pe YouTube, pe canalul Ștefan Ruxanda și nu uita că mai multe detalii găsești pe ruxanda.ro sau ștefanarondruxanda.ro Până data viitoare! Și, de fapt, în fiecare zi, oricând, în orice clipă, fi bucurie, fi nădejde, fi curaj! Lumea are mare nevoie de frumusețea sufletului tău.